În acest moment, Ucraina știe un, un aspect. Compromisurile eventuale, cedările sau absența disponibilității de compromis este strict în responsabilitatea Chievului. Problema este felul următor. Totul până la urmă se leagă de impredictibilitatea Moscovei. Pentru că orice fel de înțelegere este foarte complicat a fi garantată că va fi aplicată de, de partea rusă. Din păcate, scenariul pe care îl văd, nu numai eu, cel mai plauzibil este să continue un război latent, în egală măsură dialogul pe verticala de decizie în Federația Rusă cu diverse, cum se spune, stakeholders, mai ales americani, în ideea convingerii decidentului din Federația Rusă în ceea ce privește compromisurile pe care trebuie să le facă. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la această nouă ediție a podcastului, care vine în siajul unor evenimente majore pe plan internațional. Pe de-o parte am alegeri în Statele Unite, e vorba de acele alegeri intermediare, midterm să numesc ele, și dacă sunteți familiarizați cu uh, politica Statelor Unite sau dacă v-ați uitat așa cu o urmă de curiozitate la ce se întâmplă acolo, știți că deja e anecdotică până la urmă povestea valului roșu care n-a mai venit, n-a fost chiar un val, n-a fost chiar un tsunami, a fost așa o undă pe un lac calm duminica. Sunt în majoritate, sunt în avans acum republicanii, vom vedea ce efecte va avea asta, însă democrația au reușit în pofida tuturor previziunilor să facă până la urmă o demonstrație, are bur față de ceea ce s-a întâmplat la prezidențial atunci când a câștigat Trump, nimeni nu se aștepta atunci să câștige Trump și a venit marea surpriză în seara alegerilor, de această dată nimeni nu se aștepta ca democrații să țină cu atât de multă putere de scaunele din Senat și din Camera Reprezentanților, pentru că istoric e dovedit că partidul președintelui care se erodează inerent la putere pierde foarte, foarte mult, n-au pierdut democrații de această dată. Pe de altă parte, ne uităm desigur și la război și nu sunt, să știți, chiar atât de distante cele două teme, ele se leagă foarte bine. Ne uităm la război, pe front Ucraina a reușit o victorie extraordinară, a eliberat Hersonul, s-au retras rușii din Herson, de fapt. Dar trebuie să privim asta cu o doză de precauție și vom încerca să înțelegem efectele acestei mutări în continuare. Alături de mine, la această ediție a podcasturilor, se află fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație, bună seara. Pornesc de, la, pornesc de la ce se întâmplă pe front, domnule Diaconescu, și de la ce se întâmplă în diplomația legată de evenimentele de pe front, pentru că a venit o cerere din partea Ucrainei către România expre, prin vocea premierului acestei țări, ca România să declare Ucraina stat sponsor al terorismului. Există deja o rezoluție a Consiliului European în acest sens, prin care regimul din Rusia e considerat sponsor al terorismului. Explicați-ne care sunt diferențele și ce ar însemna ca România să acheseze la această cerință. Mai avem decizii în statele baltice, în egală măsură similare. Estonia, Litonia și Lituania. Letonia au consacrat în parlamente acest tip de atitudine. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, în egală măsură, oricum, Federația Rusă a fost exclusă din Consiliul Europei, instituție care s-a ocupat istoric și se ocupă și astăzi de drepturi și libertăți fundamentale, au exclus, deci, Federația Rusă, Federația Rusă fiind în egală măsură sancționată din această perspectivă, stat care sponsorizează terorismul, care sprijine terorismul. Aici este o problemă, după părerea mea, repet, este o chestiune până la urmă de abordare funcție de elementele pe care le ai în discuție și consecințele ulterioare a unei decizii. Deci, trecând dincolo de aspectul simbolic, dincolo de aspectul emoțional, care ar fi cât se poate de uh, ușor de argumentat în ceea ce privește acceptarea unei astfel de uh, variante, ceea ce a făcut Federația Rusă în Ucraina, este dincolo de orice fel de. Normă internațională, fie amorală sau de drept, trebuie să privim lucrurile inclusiv din punct de vedere politic. Din această perspectivă, sigur, fără a încerca să depășesc înțelepciunea autorităților de la București, care vor trebui să se exprime într-un sens sau în altul. Pentru că e esențial să precizăm, la momentul în care noi facem acest interviu, nu există, nu există. o reacție oficială. Exact. Deci, din acest punct de vedere, sunt câteva elemente care trebuie să avute în vedere. În primul rând, în acest moment, Federația Rusă este uh, membru al Consiliului de Securitate, membru permanent al Consiliului de Securitate și al Organizației Națiunilor Unite. Uh, ceea ce face Federația Rusă, ceea ce comite Federația Rusă încă din 2014, când prin intervenția în Ucraina, practic a încălcat actul final de la Helsinki în 1975, în care se spune foarte clar și pe parcursul războiului rece s-a respectat acest principiu, prin forță nu se pot modifica frontierele în Europa. Ei bine, din acest punct de vedere, Federația Rusă este stat în acest moment cu drept de vot, deci în Consiliul de Securitate și Adunarea Generală, care au la bază Declarația Universală a Drepturilor Omului, care au la bază Carta ONU, prin care principiile fundamentale de funcționare la nivelul întregii comunități internaționale stipulează foarte clar pacea, echilibrul, respectul drepturilor și libertăților fundamentale și al suveranității. În cadrul ONU nu a apărut acest subiect. În cadrul ONU nu a apărut nici măcar subiectul în legătură cu dreptul Federației Ruse de a mai decide în Consiliul de Securitate în condițiile în care face ce face în Ucraina. 2. După părerea mea, în acest moment, România și celelalte state membre NATO, Polonia, statele Baltice, cum vă spuneam, care au achesat la această uh, atitudine, la acest demers, ar trebui să aibă o consultare înăuntru Alianței Nord-Atlantice. Pentru că declararea unui stat ca a fi sponsor al terorismului, practic închide orice fel de relație ale acelui stat la nivel personal, la nivel național, la nivel statal, cu celelalte state care au cu totul și cu totul altă abordare. Deci, din acest punct de vedere, dacă am decide la nivelul comunității Euro atlantice o astfel de atitudine, ar însemna, practic, faptul că se închide orice fel de relație cu Federația Rusă. Nu mai discutăm nici în sectorul politic, nici în cel public, nici în cel economic, dar nici în cel privat de vreo relație cu acest stat. Nu se poate în această situație fie cetățenii Federației Ruse, fie instituțiile statale să mai poată intra în raportul de cooperare cu nimeni în această lume. Ori, din această perspectivă, situația poate deveni destul de complicată și aș da numai exemplu acelui acord pe cereale ce a fost în sfârșit reconfirmat în noiembrie de Federația Rusă și care... Asta e situația în această lume. Asigură până la urmă exporturile și aprovizionarea cu cereale în zone care au o nevoie extraordinară, Africa, Orient, de această resursă alimentară. În al doilea rând, poate fi o problemă în ceea ce privește un eventual proces de pace. Din două perspective. Am generat chiar Ucrainei o dificultate în a găsi un compromis la un moment dat în ceea ce privește uh, relațiile cu Federația Rusă. Doi, uh, Discuțiile până acum, în perspectiva unui proces de pace, chiar incipient, chiar fără foarte mare conținut, au fost uh, orientate spre două proceduri. Prima, uh, Ucraina și Federația Rusă să se așeze la masa negocierii. Nu poate exista, vreau să spun foarte clar, niciun fel de demers, din oriunde uh, acesta ar, ar veni, care să excludă Ucraina de la orice fel de soluție de pace. În momentul în care Ucraina s-ar afla împreună cu Federația Rusă, uh, problema ar fi, la aceeași masă, problema ar fi, ca la orice negociere, stabilirea unei agende comune, un compromis de o parte sau de alta, acceptarea celelalte părți ca fiind, uh, uh, într-o formă sau alta, aptă să-și asume o serie de obligații și un mecanism de implementare. Discuția până acum a fost legată de faptul că mecanismul de implementare cel puțin ar urma să fie garantat la nivel internațional, deci existe garanții internaționale. S-a oprit această abordare în momentul în care s-au descoperit semnale în legătură cu crime împotriva umanității, încălcarea Convenției de la Geneva și probleme de drept umanitar, prin care, practic, Federația Rusă și a exclus orice fel de sprijin din exterior. Deci, revenind din această perspectivă, trebuie să privim, dincolo de simbolistica unei astfel de gest, care într-adevăr este cât se poate de explicabilă, consecințele ulterioare în ceea ce privește luarea unei astfel de decizii. Deci, o decizie națională poate avea un, un anume tip de impact dar o decizie la nivelul fie al alianței nord-atlantice, fie a organizației Națiunilor Unite, într adevăr ar avea ponderea și semnificația corespunzătoare problemelor pe care le-a gena Federația Rusă. Bun, ați ajuns deja cu discuția la negocierile despre care s-a vorbit deja destul de intens în ultima perioadă, din nou destul de intens, da. pentru că por și acele informații de presă, cum că Statele Unite ar face presiune asupra Ucrainei să renunțe la anumite pretenții. A apărut și o informație chiar de câteva ore în Kiev Post, care arăta că Volodymyr Zelensky a fost de acord cu cererea americanilor de a nu-l mai exclude pe Vladimir Putin din ecuația negocierilor, pentru că ce cereau americanii. Era ca președintele Ucrainei să renunțe la acea pretenție ca uh, orice discuție de pace să se facă fără Vladimir Putin la putere. Dar acum mă întorc la ce spuneați dumneavoastră, că un stat sponsor al terorismului nu ar putea să fie un stat cu care să negociază. Și atunci vă întreb, se poate negocia cu un criminal de război, așa cum l-au numit pe Vladimir Putin mulți lideri occidentali, inclusiv Joe Biden, chiar dacă ulterior Casa Albă a anunțat declarația? Întrebarea dumneavoastră este foarte justificată, răspunsul este ceva mai complicat și până la urmă este o chestiune de alegere. Din punctul de vedere al Ucrainei, situația a evoluat în felul următor. La presiuni și semnalele internaționale, Ucraina a spus că se poate declar, începem un proces de negociere în care partea rusă își asumă obligația să se retragă complet din Ucraina, inclusiv din Crimea, Urmând ca Chievul să evalueze, pe de o parte, neutralitatea în raport cu Alianța Nord-Atlantică, iar pe de altă parte, un anume sistem constituțional intern în ceea ce vrește autodeterminarea, mai ales a regiunii Donbass. De ce acest lucru? Pentru că, într-o formă anterioară președinției lui Zelenski și datorită grupului de la Minsk, mă rog, Franța, Germania, Ucraina și Federația Rusă s-a găsit o formulă la un moment dat în ceea ce privește autodeterminarea regiunilor Donetsk și Lugansk. Dar Federația Rusă a vrut mai mult. În momentul în care, să zicem, că a câștigat la masa negocierii această excepție, a vrut ca aceste regiuni, regiuni să aibă o autonomie cât se poate declară, inclusiv în ceea ce privește a se pronunța în politica externă a Chievului, ceea ce nicăieri în lume nu se întâmplă. Evident, ucrainenii au respins această variantă, după care a urmat ceea ce știm cu toți începând din februarie 2022. Deci, în acest moment, Chievul a pus pe masa discuției acest subiect. Federația Rusă a respins această variantă, spunând sub nicio formă politica faptului împlinit, Ceea ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat din punct de vedere militar, este legitim. Am organizat o serie de referendumuri. Aici, notamele, fac o paranteză. Chersonul era una din regiuni și acum se retrag, inclusiv populația, au retras-o din Cherson, una din regiunile față de care Moscova considera că deja situația din punct de vedere juridic este legitimă și încheie. Este încheiată. o anexasă rănu cu ceremonia Exact, cu ceremonia, cu strâns mâini și cu un discurs contondent, mai ales la adresa Occidentului din partea lui Vladimir Putin. Um, la contrareacția Federației Ruse, în acel moment Chievul, Zelenski au emis chiar un decret spunând, nu putem avea nicio discuție de pace decât cu succesorul lui Vladimir Putin. Acum, cum bine menționați, a apărut o nuanță. O nuanță a apărut și din partea Moscovei, care ar contempla ideea unei, unui dialog cu Ucraina, menționând fără precondiții. Fără precondiții poate fi ceea ce spuneam înainte, adică fără a se considera deja împlinit faptul privind anexarea ar fi foarte straniu, mai ales din punct de vedere politic, dar asta e treaba conducerii de la Moscova, cum răspunde în fața propriului popor. Um, există o discuție în ceea ce privește Chersonul și anume aceea că această retragere ar putea avea și valoare de semnal. Ceea ce spun eu acum, poate avea valabilitate încă o jumătate de oră pentru că impredictibilitatea Moscovei este una pe care nimeni nu poate calibra uh, în, în acest moment. Deci, în condițiile în care Ucraina ar putea, prin forțele sale armate, să ocupe uh, chiar, regiunea Kherson, partea de sud, în acel moment ar exista, se pare, un anume tip de semnal în ceea ce privește disponibilitatea de a se jăsa la masa negocierilor. Adică Hersonul um, e punctul care să-l împingă definitiv pe Vladimir Putin spre negociere? Um, care, Poate avea potențialul de a împinge pe Vladimir Putin spre negociere. Este foarte complicat în acest moment, inclusiv să anticipăm poziția Chievului, Pentru că totuși, de la momentele când aveau loc aceste aranjamente cu, să zicem, coeficient de cinism intrinsec relațiilor internaționale, totuși nu erau 100.000 de morți. După câte se pare, după de valorile americanilor, și de o parte și de alta, datorită acestui conflict. În momentul acesta, situația este mult mai complicată. Cel ce își asumă un compromis, mai ales de partea ucraineană, își asumă o responsabilitate enormă. Sigur, orice compromis e mai bun decât să mai moară un, un om uh, mâine sau în această seară. Dar uh, situația devine... Orice compromis, chiar și unul teritorial suveran, pe un teritoriu suveran. Deci aici este strict decizia ucraineană. Deci în acest moment, Ucraina știe un, un aspect. Compromisurile eventuale, uh, cedările sau absența disponibilității de compromis este strict în responsabilitatea Chievului. Deci nimeni din uh, Occident, din lumea liberă nu se va asocia pe acel tip de proiect pe care președintele Erdogan al Turcii îl spunea la un moment dat hai să ne întâlnim câțiva occidentali puternici împreună cu Moscova și să determinăm Moscova să facă unele cedări. Uh, este terminată această variantă și din acest punct de vedere în acest moment prioritar este asumarea pe care Chievul ar putea, ar dori, ar fi capabil să o facă. Americanii transmit astăzi și un predicat interesant în acest moment și Federația Rusă și Ucraina, având în vedere această retragere a rușilor din Kherson, pot să-și calibreze, redau cuvintele lui Biden, pot să-și calibreze relația în perspectiva iernii care va veni. Deci a calibra, și stresul pe care îl provoacă, testul de stres pe care îl provoacă iarna nu numai în legătură cu Ucraina, unde doar Polonia anticipează că datorită loviturilor pe infrastructura uh, din Ucraina uh, sunt, este posibil ca două milioane de refugiați ucraineni să ajungă numai în Polonia. Adică ca să, să fie numai, un nou val de refugiați. Da, refugii. ca să nu mai vorbim de ajutorul de care are nevoie pentru a trece iarna, statul ucrainean se decide într-o perioadă scurtă de timp ca acest ajutor din partea Uniunii Europene să fie de 1,5 miliarde pe lună. Ajutați-mă totuși să înțeleg și ajutați-ne să înțelegem, poate chiar și pentru cei care sunt atinși de acea oboseală ucraineană și o să vreau să revenim la asta imediat, adică s-au săturat de tema asta a războiului și vor vin, să vină compromisul cât mai repede. Ce ar însemna pacea cu situația de acum? Adică, Ucraina e cam ca la începutul războiului, a reușit să-i trimită pe rușii din afara Hersonului, rămân conflictele mai mult sau mai puțin înghețate în Est, rămâne Crimea anexată ilegal din 2014, războiul, cum spuneați dumneavoastră, e un fetacompli, s-a întâmplat, nu i-a ieșit Rusiei ce a vrut și negociază retragerea pe ușa din dos, dar păstrând teritoriile pe care le avea deja într-o formă sau alta sub control înainte de momentul februarie 2020 și sunt în 2022, nu? Da. Păstrează toate aceste teritorii cu morții pe care îi spomeneați dumneavoastră pe conștiință. Ce ar însemna asta din punctul de vedere al relațiilor internaționale, al securității internaționale, adică să permitem ca din acest moment cu războiul ca feta compli să negociem pacea? Punctul 1. În primul rând, putem conveni, aflându-ne la masa negocierii, că nu ne putem înțelege. În momentul în care facem acest tip de agrement um, și totuși ne dorim pacea, putem explora mai multe variante. Variantele circulate, sub nicio formă, nu vreau să spun că sunt acceptate, de, mai ales de ucraineni, pentru că, repet, acolo este decizia principală, din punctul de vedere al Occidentului. Uh, variantele explorate... Au fost uh, următoarele. Uh, Ucraina de vest, Ucraina de est, pe principiu Corea de nord, Corea de sud. Răspunsul. Ar accepta partea rusă o desfășurare de 66.000 de militari americani în Ucraina de vest? Bun. Uh, o altă variantă. Germania. Germania de est, Germania de vest. Ucraina de vest, Ucraina de est. Ar accepta Federația Rusă, partea ucraineană în egală măsură, am spus asta de la bun început, ar accepta ca Ucraina de vest să devină membru NATO? De discutat. Crimea, varianta Hong Kong, în sensul că se creează un fel de autoritate tranzitorie care la un moment dat mută suveranitatea dintr-o parte în alta, într-o perioadă de timp. Um, deci, Și, Dar sunt toate exemple care nu au funcționat istoric. Um, <laughs> Nici măcar Hong Kongul. Da, deci încerc să fiu uh, mai concret, pentru că uh, problema este felul următor. Totul până la urmă se leagă de, uh, impre încă o dată o spun, de impredictibilitatea Moscovei. Pentru că orice fel de înțelegere uh, este greu a fi, sau foarte complicat, a fi garantată că va fi aplicată de, de partea rusă. Deci partea rusă în 2014 a intervenit în Ucraina și după 8 ani a intervenit militar în Ucraina în mod explicit. Sigur, acest lucru s-a întâmplat și în 2014. Ce garanție avem? Că orice fel de înțelegere care ar presupune până la urmă cedări din partea ucraineană ar fi respectate de Federația Rusă. Niciuna. Sigur, comunitatea internațională înseamnă mult mai mult decât acest tip de raport de Kiprok Vo. Îți dau mm -hmm. un dai înseamnă contingențe în diverse zone. Dar în acest moment nu există semnale, cum mă rog, spune noi în diplomație, în sensul că sunt coapte condițiile pentru a genera un proces de pace credibil. Dacă un proces de pace înseamnă doar să cauționezi o repliere a Federației Ruse ca pe urmă să revină în forță, este foarte complicat. Ce le-ar face să se coacă atunci? Până la urmă, un anume tip de consecvență, să trecem iarna, cum să spune, un anume tip de consecvență din partea Occidentului. Încă speră Federația Rusă că pe parcursul iernii și datorită problemelor economice generate, mai ales în domeniul energiei, Occidentul va fi primul disponibil la flexibilitate înaintea Federației Rusă. Sigur, și Federația Rusă trecem prin probleme cât se poate de serioase. Că zic, de mitingurile unde apar generalii de 90 de ani cu jumătate din corp acoperit de medalii, după ce se termină mitingul, trebuie să-și să ia medicamentele de inimă, care nu mai există. Soldatul de pe front are, sigur, un anume tip de responsabilitate, dar, pe de altă parte, când se întoarce acasă pentru că e aitist, știe că nu-și mai găsește locul de muncă. Deci în momentul în care în Federația Rusă războiul a, a, a venit în sufragerie a fiecărui, a fiecărui cetățean, situația s-a schimbat dramatic. Aproape un milion de oameni au plecat din țară când s-a declarat mobilizarea în două-trei zile. Deci și acolo presiunile sunt, uh, sunt cât se poate mai deci, Și acolo Vladimir Putin și, mă rog, anturajul uh, sunt obligați să aibă în vedere faptul că nu poți, totuși, până la sfârșit, prin propagandă să acoperi toate aceste înfrângeri, fie militare, fie politice, fie economice. Sigur că reușește să compenseze anumite, anumite domenii, dar, cum se spune, în momentul în care frigiderul bate televizorul, politic este foarte dificil să reușești să echilibrezi situația. Care e scenariul pe care îl vedeți cel mai plauzibil pentru iarna asta a războiului? Din păcate, scenariul pe care îl văd, nu numai eu, cel mai plauzibil este să unui un război latent, în egală măsură dialogul pe verticala de decizie în Federația Rusă cu diverse, cum se spune, stakeholders, mm -hmm. mai ales americani, în ideea convingerii. Decidentului din Federația Rusă, în ceea ce privește compromisurile pe care trebuie să le facă. Aceste compromisuri să trebuie identificate în așa fel încât să fie uh, cu acordul și suportabile de Ucraina. Vorbeam de oboseala ucraineană, de acest ucrainian fatigue. Da. Se vede și în, la nivelul liderilor deja? Um, sigur. Uh, Depinde de, de nivelul de percepție. Deci, la nivelul leadership-ului politic din statele de frontieră ale alianței nord-atlantice, adică noi, Balticii, Polonezii, aici situația este mult mai clară. Din punctul nostru de vedere, Federația Rusă trebuie oprită și acest demers militar să nu reprezintă un precedent, pentru că altfel nu știm când se va opri nu știm cât de departe va ajunge dacă li se permite uh, celor de la Moscova până la urmă să aibă astfel de atitudini, indiferent ce fel de uh, rezonanță mediatică, propagandistică dau. Unde mai e discuția privind denazificarea, privind uh, faptul că practic Ucraina nu există. La un moment dat, într-o primă uh, evaluare sau într-o primă uh, negu dialog că nu au fost, Federația Rusă a trimis atunci când discutați spre coridoarele privind refugiații un fost ministru al culturii, din câte am înțeles, din Federația Rusă, care avea curs prin care spunea Ucraina nu există. Era există practic țară. Era discursul teritoriu. lui Vladimir Putin din momentul declanșării exact. războiului, nu a negat istoria e complet. Un, e un pământ al nimănui. Deci, din această perspectivă, din păcate, după părerea mea, un război de poziționare latent va continua pe tot parcursul iernii. Moscova încercând să vadă cum trece Europa de testul de stres privind mai ales problemele de energie și semnale interesante vor veni după midterm elections din alegerile de la jumătatea termenului din Statele Unite. Se pare că și aici speranțele Moscovei au fost deșarte în ceea ce privește un anume tip de dezechilibrare a atitudinii administrației americane față de uh, Ucraina. Imediat vreau să ajungem la midterms pentru că e foarte interesant ce se întâmplă acolo. Doar o chestiune mai vreau să vă întreb, domnul Iaconescu, dacă iarna are și un potențial de regenerare pentru Rusia, pentru că pămânească chiar dumneavoastră de pierderile enorme pe care le anunțau occidentali chiar și în tabăra lui Vladimir Putin, în tabăra Kremlinului. Da, este posibil. În acest moment, în zonele în care, practic, Federația Rusă și-a extins autoritatea din Ucraina, conflictul este în desfășurare, într-o formă nu atât de explicită, nu atât de agresivă, încă din 2014. Au fost tot felul de dezvoltări de insecuritate în acea zonă. Deci vor reuși să întrețină pe parcursul iernii dacă nu se ajunge la o altă soluție, starea de tensiune lovind infrastructura critică din Ucraina, practic cetățeanul ucrainean este pus în fața cunoscutei dileme, nu ar merita totuși să facem o concesie pentru a te salva într-un astfel de moment, cetățeanul European Este pus de asemenea într-o astfel de uh, situație, pentru că dacă noi aici, noi polonezii, lituanienii, balticii, uh, avem o percepție în legătură cu riscurile extrem de acută, pe măsură ce, cum se spune, mergi de la Viena spre vest, acolo situația este un puțin mai uh, relativizantă din multe puncte de vedere. Ei nu se așteaptă vreodată să fie ocupați de. Mai puțin fierbinte. Exact. Și atunci, pentru acea parte a societăților, dilema a seceda teritorii, pace contra teritorii, e privită cu mai multă relaxare. Problema e că de la Viena spre vest sunt statele cu potențial și economic și militar serios. Acum m-aș întreba. Cât va mai fi privită cu mai multă relaxare? Și am în minte când pun întrebarea asta o declarație pe care a rostogolit-o cumva un organ de presă al Partidului Comunist, făcută de Xi Jinping, care a ordonat armatei să se pregătească pentru un război. Și mai mult decât atât, am în minte și o declarație a unui comandant american care spune că ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, acest conflict, e doar încălzirea pentru un conflict mai mare în care va fi implicată și China o spune cu subiect și predicat. Care este scenariul cel mai îngrijorător și cum ar putea să se manifeste un astfel de conflict mai mare? Dacă l-aveți în vedere, sigur. Um, cred că ceea ce privește China, nu se pune problema implicării de o manieră categorică alături de Federația Rusă. China a promovat un fel de soft power după concluziile Congresului Partidului Comunist, când președintele și-a domândit un al treilea mandat, rezultă că se poate declar că vor continua această linie politică. Asocierea cu Federația Rusă pare a fi, în acest moment, pentru China o asociere cu un perdant. Și ca putere emergentă în a deveni o superputere, Federația... China nu se va alătura Federației Ruse de o manieră directă în egală măsură dacă Doamne ferește Moscova se gândește să, folosească, să folosească arma nucleară în acel moment China trece de partea Occidentului clar în strategia lor de securitate națională a chinezilor se spune China niciodată nu va folosi prima arma nucleară și deci din acest... Apropo de asta, uh, Institutul pentru Studiul Războiului, la care ne-am tot uitat în aceste 9 luni pentru, pentru analize, spunea că a remarcat o dezescaladare cumva a retoricii acestea nucleare a lui Vladimir Putin în ultimele săptămâni, chiar dacă Putin a mai avut așa o încercare de a trimite o săgeată și a spus că nu e necesar să provoci distrugeri într-un oraș mare pentru a folosi o armă nucleară cu succes. Cum vedeți, din punctul ăsta de vedere tot discursul ăsta nuclear în acest moment, la ce punct suntem, am îngropat definitiv ideea o va mai folosi ca pe o sperietoare așa unității occidentale Vladimir Putin de acum înainte ce a deci, fost cu tot momentul ăla tensionat? Deci uh, întreaga retorică practică a Federației Ruse a încercat să genereze sentimentul de frică cu două uh, direcții. În primul rând privind poporul ucrainean de ce să-ți la putere o autoritate politică atât de categorică ce ne pune în situația de a avea, iată, pierderi și probleme foarte serioase. Aici însă trebuie să remarc reziliența poporului ucrainean. Deci, dincolo de toată propaganda și de toate pierderile cumplite pe care le-au suferit, oamenii aceia s-au dus și și-au apărat țară și și-o apără în continuare. În al doilea rând, semnalul era trimis și către Occident pentru că țin să vă reamintesc că în primele etape, la începutul acestui an, Federația Rusă nu avea revendicări numai în legătură cu așa zisa denazificarea a Ucrainei, ci și în ceea ce privește retragerea garanțiilor de securitate ale Alianței Nord-Atlantice pe aliniamentul din 1997, adică să ne lase pe noi, cei care am intrat în NATO după 1990, în afara uh, umbrelei de securitate a Alianței Nord-Atlantice. Și au primit un răspuns categoric nu. Deci, în acest moment, odată ce s-ar face cedări pe considerente pe care le pot înțelege din punct de vedere al cetățeanului european, dar din perspectiva securității și stabilității țării mele, am mari probleme să accept așa ceva. Ei bine, dacă s-ar face aceste cedări, cine ne poate garanta până la urmă unde se va opri Federația Rusă? Pentru că cum să vă spun, de la Odessa până la gurile Dunării nu e decât un pas. Chiar și din Crimea spre noi nu este decât o distanță de 300 și ceva de kilometri. Câtă vreme s-au aflat în Crimea și la Sevastopol flota de la, Mării Negră, de la Marea Neagră a Federației Ruse, s-a instituit acea zonă 2 doua D, de interdicție aeriană și navală în Marea Neagră. Deci ei practic ne-au luat jumătate din Marea Neagră. Înainte să înceapă această acest război. Toate acestea sunt semnale cât se poate de îngrijorătoare. Sigur, într-o primă instanță ne privesc pe noi, dar totodată întreg spațiul uh, euroatlantic. Deci decidentul euroatlantic știe foarte bine acest lucru. Cetățeanul, în mod normal, are în primul rând preocuparea propriei uh, situații, a propriei vieți și a ce se întâmplă el în casă și cum uh, căldura uh, nu mai e la fel ca anul trecut sau prețul la întreținere devine unul foarte mare. În egală măsură, rezonabil și explicabil această chestiune. Ei bine, acum însă problema este cum reușește decidentul european să armonizeze cele două, cele două teme, în așa fel încât nici să nu genereze un bonus de încredere pentru Federația Rusă, dar pe de altă parte, sigur, să arate că demersurile sale, să le explice politic, demersurile pe care le face sunt explicit în apărarea noastră a tuturor. Și atunci reformulez întrebarea, am învățat ceva din răspunsul occidentalilor la retorica nucleară a lui Vladimir Putin? Adică pare că prin necauționare am reușit să-l îndepărtăm de la acele amenințări. Din câte înțeleg, și acum este vreau să fac un fel de mărturisire și vă rog să nu-mi cereți argumente. Din câte înțeleg, din nou se avansează pe calea negocierii. Deci, faptul că și-a diminuat mm. atitudinea, mai ales retorica, pentru că, încă o dată, în momentul în care. De... Din primele momente, din martie, când a început Putin să vorbească despre amenințarea nucleară, evident, toate sursele de informare occidentale, mai ales americane și britanice, au început să verifice dacă se activează armamentul nuclear, pentru că nu se da. poate declanșa imediat. Dacă se modifică postura, dacă da. Postura, de... exact. Ei bine, în acel moment nu a existat absolut niciun fel de semnal, că din punct de vedere tehnic militar... Se ridică nivelul de alertă nucleară. A fost doar retoric. Deci, nu se adresa neapărat decidentului politic, ci cetățeanului, care, evident, ascultă, vede ce se transmite pe mediile sociale, la televiziuni și își trage -le propriile concluzii. Problema gândită cinic, dar, mă rog, cu arește argumente din partea Rusiei era faptul că adăugăm o frică peste altă frică. A fost frica de pandemie și imediat a venit frica de uh, lovitură nucleară. E clar, tot jocul în jurul centralei de la Zaporojie și toată această uh, dezvoltare pe de o parte încerca să acopere retragerea de pe front, deci uh, înfrângerea militară care a fost una cât se poate declară și evidentă uh, a trupelor ruse, iar pe de altă parte să Continuă să genereze starea, starea de temere și ideea, hai să alegem totuși, pace contra teritoriu, e chiar atât de complicat? Da, este complicat ca și precedent, dacă cel puțin respectul suveranității și al sacrificiului pe care îl face poporul ucrainean nu ar fi suficient. Bun, și atunci trag eu concluzia fără să vă. Să pun pe dumneavoastră la, la asta. Faptul că vedem o retorică mult diminuată a lui Vladimir Putin în jocul nuclear echivalează cu faptul că vedem o retorică mult diminuată a lui Volodymyr Zelenski cu privire la negocierile cu Vladimir Putin. Și în legătură cu Hersonul, și, și... mai multe situații, pentru că în acest moment se ponderează variante de ieșire din criză. Se recrează acele exit strategies Pe care exact, și le da. aruncase în aer Vladimir Putin deci, la un Nu dat. de negociere cât de ieșirea din situația mm -hmm. de criză Un fel de way out Un fel de pas în față pentru că, într-adevăr... De bușeu. Da, situația este în acest moment complicată pentru toată lumea. Bun, midterms și tranziția, vă spuneam, e mult mai lină decât pare din Ucraina până în Statele Unite, pentru că ar fi putut, sau poate în continuare, și aici vă rog pe dumneavoastră să ne explicați, rezultatul acestor alegeri intermediare să influențeze politica externă a Statelor Unite și felul în care se vor raporta Statele Unite, până acum cel mai mare susținător și finanțator al cheltuielilor de înarmare ale Ucrainei. Din datele pe care le mai știu și eu, vreau să spun că se poate declar, începând cu sfârșitul, faptul că nu, indiferent de rezultatul acestor alegeri la jumătate de termen, fundamental politica Statelor Unite față de Ucraina, Federația Rusă, coeziunea și solidaritatea europenilor nu se va schimba. Ceea ce s-ar putea să apară ar fi uh, un anume uh, o atitudine ceva mai uh, categorică a republicanilor în a fi la rândul lor asociați în ceea ce privește deciziile administrației uh, de la Washington. Uh, America a sprijinit uh, Ucraina cu peste 18 miliarde de ajutor umanitar și peste 62 de miliarde de dolari ajutor militar. Vreau să știți un lucru. Acest, aceste decizii au fost luate bipartizan. Dincolo de declarațiile, să zicem, al lui McCarthy, care speră că ia locul lui Pelosi ca și președinte al Camerei Reprezentanților, care spune, odată ce noi vom ajunge să echilibrăm puterea la Washington, nu vom mai da un cec în alb Ucrainei, sunt declarații de campanie lideri conservatori extrem de influenți în Partidul Republican, precum Mike Pence, precum uh, uh, Waltz, uh, președintele unui Comisie pentru Servicii Militare, i-am cunoscut pe amândoi în diverse contexte, uh, nu ar accepta sub nicio formă un anume tip de concesie care pe de o parte, să încalce principiile lor fundamentale, chiar de politicieni, și anume să lași o țară agresată uh, la voia întâmplării, adică Ucraina, iar pe de altă parte, prin gestica de la Washington, să permiți federației ruse uh, să dobândească un bonus de fie de credibilitate, fie de curaj. Nu, nu văd cum acești oameni și-ar schimba personalitatea peste noapte. Deci, din acest punct de vedere, uh, cum vor evolua uh, Uh, situațiile, Camera Reprezentanților se pare că va fi câștigată de republicani. La Senat rămâne să vedem până în decembrie, când se rezolvă problemele din Georgia. Uh, situația însă internă din America, acolo e o discuție separată, dar în ceea ce privește Ucraina, Europa, uh, prezența americană pe cele trei paliere pe care NATO uh, a stabilit în acest moment. Uh, referențialul privind Federația Rusă și anume apărare, descurajare, dialog. Statele Unite vor fi titular pe toate cele trei componente, așa cum au fost până acum. Da, probabil că va fi ceva mai dificil să se treacă un proiect sau altul, dacă Senatul, de exemplu, va trece la Republicani, acolo zona de zona militară, zona... că adică vor fi temporizate cumva proiectele. Da, sau va fi mai dificil pentru Biden sau anturajul său să negocieze diversele acte normative sau decizii în Congres. Acesta e o chestiune până la urmă de politică internă. Biden are experiență foarte mare și este considerat a fi un titular al gândirii bipartizane. Deci nu este exclus de la dialogul cu uh, republicanii pe aceste teme fundamentale. Aspectele interne privind inflația, privind legea avortului, privind uh, criminalitatea, privind egalitatea de gen, bun, acolo lucrurile sunt uh, uh, ceva mai elaborate, dar țin până la urmă de economia internă a uh, Statelor Unite. Repet, în ceea ce privește însă securitatea și stabilitatea în această zonă, uh, după părerea mea, nu vor apăra sub nicio formă dezvoltări care să devină preocupante, cel puțin pentru noi, cei aflați la frontiera Alianței Nord-Atlantice. Vă propun să mergem mai adânc în situația internă atunci. De ce n-a venit Valul Roșu, pe care l anunțat republicanii și presa și posterii? Da, aici evaluările, într-o formă sau alta, revin la fostul președinte Donald Trump. În rândul republicanilor există un grup destul de semnificativ, republicani însemnând nu numai cei care politic sunt afiliați partidului republican, dar și susținătorii. Care grup și în acest moment este absolut convins de faptul că alegerile în 2020 au fost fraudate? Consideră, deci... Election denials. Exact. Și consideră că acest rix legat de alegeri și revenirea lui Donald Trump în atenția opiniei publice, reprezintă un moment de revanșă, reprezintă un moment de compensare. Pe de altă parte, există o diferență de abordare în ceea ce privește critica puterii, cum este normal. Cum foarte bine ați menționat, tradițional, partidul care a dat președintele pierde alegerile la jumătatea termenului. Sigur, mai este o problemă, într-adevăr, președintele Biden are un nivel de încredere destul de redus, cam 42%, comparativ cu nivelul de încredere pe care l-a avea Trump în 2018 și acum zeci de ani președintele Truman. Deci și acest lucru s-a adăugat. Din punct de vedere al electoratului, aici partea republicană este foarte atentă la dezvoltările economice, peste 90% dintre republicani au o preocupare în ceea ce privește economia și sunt într-adevăr subiecte de discutat, inflația, recesiunea, mă rog, diverse teme de acest gen. Partea democrată se uită spre alte subiecte, pentru ei cam 60% este preocupare economică, restul sunt teme care țin, cum vă spuneam, de legislațiile, legislațiile în diverse state privind avortul, decizia. Curții Supreme, privind criminalitatea, egalitatea de gen, alte aspecte care țin până la urmă de mandatul fundamental al democraților. Um, mai sunt o serie de aspecte. Se pare că, indiferent de deciziile luate, mai ales în domeniul infrastructurii, unde democrații au investit enorm, trilioane în această perioadă, se pare că Biden nu e suficient de convingător când vorbește de economie dar este, da, cât se poate de explicit, acolo unde expertiza sa este cât se poate de îndelungată, și anume politica externă. Dar când vorbește de economie, cineva îmi spunea, a, a fost la un discurs în care a încercat să se asocieze cu clasa muncitoare din Statele Unite și a căzut în sondaje în momentul acela cât se poate de serios. Deci aici sunt diferențele de abordare care însă nu generează o a, modificare substanțială a opiniilor. Și atunci care dintre temele astea să fi galvanizat populația la vot de așa natură încât să dea un boost democraților? Se spune și nu fac decât să reproduc ce am auzit și eu de la niște prieteni care chiar cunosc în America aceste evoluții. Faptul că preelectoral Donald Trump are un discurs explicit în momentul votului este toxic. Deci, reîntoarcerea la subiectele din trecut, frustrările de tot felul, faptul că Donald Trump nu a înțeles ceea ce a apărut public în Statele Unite, alegerile, de, ace, din această săptămână, practic, reprezintă un al doilea moment de test democratic al Statelor Unite după ocuparea capitolului din 6 ianuarie 2021. Deci, semnalul dat de Donald Trump din această perspectivă se pare că a, a contat foarte mult în ceea ce privește proiecția liber, liberalilor republicanilor, vă rog să mă iertați. Deci, bine, sigur, nu putem numai pe un singur individ să plasăm acest subiect. În al doilea rând, aici va fi interesant ce se va întâmpla cu steaua în devenire, cu DeSantis. Aici Donald Trump a greșit grav, chiar în ziua alegerilor, atacându-l pe DeSantis, amenițându-l că dacă va candida pentru desemnarea în cadrul uh, Partidului Republican uh, va dezvălui o serie de Elemente. Va fi un război civil în Partidul Republican exact. până la urmă. A greșit cumplit, din punctul ăsta de vedere. punctul Trebuie să răspundem de respectatorilor că imperiul cel mai apropiat, media cel mai apropiat de Donald Trump, astăzi prin New York Post, l-a și pus pe copertă pe DeSantis și l-a catalogat drept viitorul lider, viitoarea asta. E un semnal extrem de clar care vine din direcția da, de repliere, asta da. de repliere. Cum îl creionați portretul acestuia? Poate și prin comparație cu Trump. Este tânăr, De Santis este un conservator veritabil în statul Florida, care, în mod evident, are mulți alegători ce se îndreaptă spre republicani, mai ales dintr-o perspectivă economică. Sunt foarte multe întreprinderi mici și mijlocii, societăți, afaceri, business și din acest punct de vedere este foarte interesant că mesajul său a ajuns și în zona uh, americanilor de origine hispanică. L-au votat inclusiv uh, din acea zonă, uh, tradițional uh, considerată a fi apropiată de democrații. Uh, este mult mai tânăr decât uh, Donald Trump și uh, faptul că Trump îl atacă nu arată decât... Uh, percepția în sensul că îl considerăm. Mai are capacitatea Trump să se regenereze sau aceste midterms sunt sfârșitul lui politic? Dacă îmi permiteți o părere personală, Sigur. nu cred că mai are capacitatea să se regenereze și am să vă spun și un argument pe care l-am auzit chiar între ei, între americani. În momentul în care ne-am pune problema să-l, republicanii, în momentul în care ne-am pune problema să-l profilăm încă o dată pe Donald Trump, toate problemele din trecut va trebui să le preluăm înăuntru Partidului Republican. Doi ani de zile se face campanie înăuntru Partidului pentru a fi desemnat candidat la președinția Statelor Unite. Ori, în acele momente, toate temele din trecut care l-au făcut până la urmă Donald Trump să piardă alegerile vor fi revitalizate, ceea ce ne va crea, spuneau respective republicani, o problemă extraordinară. De exemplu, Mike Pence, pot să vă dezvălui, o situație oarecum interesantă spunea că el nu va mai sta în viața lui în aceeași cameră în care se va afla Donald Trump, el fiind vicepreședinte, pentru cei care ne privesc, fiind vicepreședintele lui Donald Trump. În egală măsură a fost acum incidentul când soțul lui Nancy Pelosi a fost atacat. De fapt, Nancy Pelosi fiind de fapt vizată. Exact, ințiată. de fapt o vizată căutat pe Nancy Pelosi, citesc ca să-i rupă genunchii pentru că uh, s-ar fi întâmplat ce s-ar fi întâmplat. Extremismul ăsta, genul ăsta de extremism promovat de Donald Trump și mă întreb totuși dacă în doi ani, pentru că vedem totuși un rezultat diferit de, de vot, America, Statele Unite s-au vindecat de acest extremism și am în minte când spun asta sau s-au vindecat de această virulență. Am în minte când spun asta un lucru pe care, doamnelor și domnilor, nu avem timp să îl aprofundăm la știri pentru că e cumva ține de o politică internă mult prea în detaliu a Statelor Unite, dar au existat în SUA diferite state în care democrații în timpul alegerilor primare în loc să susțină financiar propriul candidat au ales să bage foarte mulți bani o strategie riscantă, spuneau la vremea respectivă analiștii politici, în cel mai extremist candidat pe care l-au avut republicanii, ca să fie ulterior un iepure mai ușor de bătut. Da. Și de aici vine întrebarea: s-a vindecat SUA, s-au vindecat Statele Unite de extremism sau au contat acum câteva teme ca avortul și uh, poate politica externă în alegerile astea? Uh, poate că nu neapărat uh, extremist, cât o formă de interiorizare a unui anume tip de suveranism. Se mai întâmplă și prin alte locuri, nu numai în America. În ce sens? Am văzut cu toții și probabil că republicanii vor sublinia în următorii doi ani foarte accentuat acest lucru, retragerea privită din Afganistan. De fapt... Și asta a fost o temă, da? Exact. De fapt, care este problema? Problema acum la nivelul cetățeanului american ține de un anume tip de dilemă și anume... Statele Unite, în mod obișnuit, este prezentă pe mai multe fronturi. E singura putere globală care poate, cum se spune, susține trei războaie în același timp. Pe mai multe fronturi. Dar cetățeanul american a început să se întrebe destul de serios chip rodest. Până la urmă, care este beneficiul nostru? Avem costuri foarte mari, iată Ucraina, de exemplu, cât timp avem inflație, avem probleme acasă, cheltuim aproape 100 de miliarde pentru sprijinirea Ucrainei. Avem costuri foarte mari umane la ei. Cum bine știți, când băiatul pleacă pe front, casa familiei sale ar pune un steguleț și este vizitată de toată comunitatea, toată lumea întrebând ce se întâmplă și cum respectivul are, ce viață are acolo unde este dislocat. Deci, din acest punct de vedere, aici a apărut problema și anume în ce măsură și cât investim din America în exterior și cât ne ocupăm de America în interior. Deci, nu este vorba de un radicalism, este vorba de aproape de o schimbare a sistemului de valori. Se spune în zone decizionale destul de semnificative din Statele Unite faptul că o prezență americană atât de categorică, financiară, politică, diplomatică, cum este acum în Ucraina, va fi ultima. După ce, într-o formă sau alta, criza din Ucraina va fi rezolvată, Statele Unite își va calibra, că tot se folosește cuvântul ăsta, își va calibra. Prezența europeană. Sigur, nu se pune problema neglijării, nu se pune problema unei retrageri, dar a unei reorientări din punct de vedere strategic în mod categoric. De exemplu, se discută inclusiv în carcelele europene mesajul transmis de Washington în ce sens. Da, noi credem în ceea ce președintele Macron a propus, și anume autonomia strategică europeană. Având drept scop ca europenii să-și preia frontierele. Armata europeană comună, dacă vreți pe înțelesul exact. tuturor. Exact. Ca europenii să-și preia frontierele și responsabilitatea a fi protejarea frontierilor. Europenii, în acest moment, nu au o politică comună de securitate și apărare. N-au reușit să o decidă înăuntru Uniunii europene și, în egală măsură, după cum se vede din multele semnale primite concrete, europenii nu-și gestionează frontierele externe. Problemele de migrație, Iată, în proximitatea estică ce se întâmplă, în nord, în egală măsură. Deci, situația va fi în continuare extrem de complicată și se pare că americanii intenționează, ca după rezolvarea temei ucrainene, să-și diminueze implicarea, fără sigur a se desista. Mulțumesc tare mult, Cristian Diaconescu, da. pentru aceste explicații. Doamnelor, domnilor, mulțumesc că ați fost alături de noi și la această ediție a podcasturilor. Ne revedem.